20 de tone de roșii venite din Iordania au fost oprite de la comercializare de inspectorii ANSVSA, legumele fiind găsite într-un depozit din județul Ilfov. Roșiile conțineau un nivel ridicat de pesticide. În perioada 1 ianuarie-23 februarie a acestui an, inspectorii au controlat 1441 de transporturi de produse de origine non-animală, care au ca risc asociat prezența de reziduri de pesticide și au prelevat pentru determinări de laborator 505 probe. Verificările au fost realizate în posturile de inspecție la frontieră și punctele finale de import și au vizat determinarea prezenței și a încadrării în limitele admise ale rezidurilor de pesticide din fructele și legumele provenite din import.